Fraților, când n-ați lăsat să se stingă în inimile voastre sfânta dragoste cea către patrie, aduceți-vă aminte că sunteți părți ale unui neam, ca să fim și noi vrednici acestei cinstiri ale neamului și să lucrăm cu toții împreună pentru câștigarea și nașterea a doua a dreptăților noastre. Situată într-o zonă ce oferă o perspectivă aparte asupra satului Vladimir, Casa Memorială Tudor Vladimirescu este un reper important pe harta turistică a Gorjului pentru cei ce cunosc și apreciază istoria națională. Arhitectura sa este specifică locuințelor țărănești, realizate din bârne de lemn și acoperite cu șindrilă. Casa are două încăperi, o cameră cu sobă și un pat de scândură și o încăpere cu vatră de foc și horn, unde se prepara hrana și se servea masa. În cele două încăperi sunt expuse elemente de mobilier, iar pe pereți sunt expuse fotografii, hărți și scurte prezentări ce ilustrează personalitatea conducătorului Revoluției de la 1821. În această casă s-a născut Tudor Vladimirescu, conducătorul mișcării revoluționale de la 1821. Casa este din lemn, construită din lemn, este formată din două camere, iar dă atmosfera caselor țărănești la începutul secolului al XIX-lea. Este formată din două camere în care se găsesc imagini și obiecte ale eroului mișcării revoluționale de la 1821. În prima cameră, la intrare, se găsește corlata sau ogeacul, o masă și vitrina în care sunt expuse albumul cu drumul lui Tudor, tablouri, reviste, diverse lucruri despre Tudor Vladimirescu. În cea de-a doua cameră se găsește soba, patul, masa și dulapul originale ale lui Tudor Vladimirescu. O notă aparte este dată de către pridvorul, ce reprezintă o serie de stâlpi ornați cu decoruri geometrice și o scară exterioară de lemn. O primă inițiativă pentru reconstrucția casei lui Tudor Vladimirescu din Vladimir a fost enunțată pentru prima dată în anul 1920, în preajma aniversării a 100 de ani de la declanșarea Revoluției condusă de către acesta. Aceasta este enunțată într-o serie de apeluri adresate primăriei Târgu Jiu de către președintele Băncii Populare Staicu Bengescu. Această intenție nu s-a putut însă concretiza. Inițiativa a fost reluată de către Aretia Tătărăsc după alegerea în funcția de președinte a filialei Gorj a Ligii Femeilor Române. În acest sens, ea a vizitat satul Vladimir împreună cu soțul său, Gheorghe Tătărăscu, prim-ministru al României la acea dată. Astfel, casa lui Tudor Vladimirescu a fost reconstruită după planurile arhitectului Julius Doppelreiter, fiind transformată în 1932 în casă memorială. În perioada 1966-1989, casa memorială Tudor Vladimirescu din Vladimir s-a aflat în administrarea Muzeului Județean Gorj. În anul 1971 a fost amplasat în curtea casei memoriale un bust al lui Tudor Vladimirescu realizat de către sculptorul gorjean Vasile Blendea. Cu puțin timp înainte de evenimentele revoluționare din decembrie 1989, casa memorială Tudor Vladimirescu a fost restaurată. După Revoluție, pentru un scurt timp, casa a fost administrată de către Primăria Comunei Vladimir, revenind ulterior în administrarea Muzeului Județean Gorj Alexandru Ștefulescu. Programul de vizitare al casei este de marți până duminică, de la ora 8 la ora 15. Biletul de intrare este de 2 lei pentru adulți și 1,40 lei pentru elevi, studenți, militari în grupuri organizate. Casa este situată într-o zonă geografică foarte frumoasă, cu dealuri înconjurată, are o curte
imensă, cu iarbă, cu pomi. În curtea casei se găsește statuia eroului Tudor Vladimirescu. Este o zonă turistică foarte frumoasă în care vă puteți petrece o zi din viața dumneavoastră.